Dime. Vezi că băiețelul tău cred că s-o dat jos din mașină. În mașină, tati, acum. Să nu mai zic o dată către tine. Așa. Robert, bine te-am găsit. Te salut, domnul Cristinel. Așa, ai pornit undeva acum, erai plecat undeva. Am vrut să mă duc până la oraș. Și? Te-ai întors înapoi? Acum bine m-am întors, dacă... Așa. Așa au fost să fie, noi... Mă scuz, te rog, că... Am apucat să pregătesc căluțul. N-are nimic, arată foarte bine. Aici, Robert, aici ai un Gypsy Vener. Ai, Gypsy Vener, Tinker. Tinker, așa ai? Un Tinker foarte frumos. Păi o mânz, acum trece pe 4 ani. Da. Încă nu încheia gura complet. Da. Căluțul a fost prins de câteva ori la trăsură și... Ce zice? Am călărit odată. La călărie ce zice? Merge. Merge, așa e, așa? Mai trebuie să înveți un pic, da? Ei sunt cai de agrement, foarte frumos. Dar se poate folosi și la muncă, căluțul chiar are potențial și e și destul de gros pe picioare. Îl văd, îl văd. Are videa pe el? Da, l-am potcovit cu... Tu l-ai potcovit cu videa? Cu Alex Fărcaș. Și a spus videa pe el? Am pus niște știfturi, știi cum îți la potcovele la Libero, de să pun numai știfturi. Deci așa numai puțin. No, am pus colți de fier. Și în colț am pus știft de la Devidea. Că fii atent, nici nu știm când se apucă de nins. Da, păi a fost vreme bună, ia. Acum, da, de, bine, primăvara de-am încolo. Tati, intră mașină. N-ai ce face, lasă că eu vreau să vină să vadă și el, fai? Păi nu, bine, curios, îți dai seama. Da. N-ai... Da, poți să-l duci un pic încolo, te rog. Dar, Robert, nu stai rău cu condiția fizică. No, pe acum am făcut spor de mic, acum m-am lăsat un pic. Păi? Păi nu, așa e timpul, că nu ne permite, din păcate. Tot la trupele terestre lucruri? Da, da. A? Da, da. Îl deranjează tare oblonul ăsta, vezi că nu-i place. Aha. Dar mi-e foarte drag că pe ăsta să l-am primit de la un prieten bun și... E păcat să-l tai, să le tai, știi? Ți-ar părea rău să le tai, dar fii atent, zi, Alex le-o tăia pe lui. Da, pe toată, adică nu, mulți cunosc care le taie, că nu-i place la cală. E să vadă și din spate. Da, 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 nu-i place pe lumea. Aha. Hai, mă. Căluțul e un cal aspru, nu-i mole. Ce nume ai scare? Îl cheamă Leo, Leonard. Leonard și 4 ani. Bun. Fii atent ce frumos are. Are coama împărțită în două culori. Da, două părți. Are o pată pe partea asta altă și mai are o pată pe picior chiar aproape de de cot. Să zic așa. Nu știu cum se zice la cai la cotul ăla. Trebuie să ne uităm în termeni științifici. Da, poate ne zice cineva care se pricep. Dacă nu merge și pe limba noastră. Așa. Pe partea asta are o șuviță albă și pe partea asta alte are două șuvițe albe. Da, da. Ha? Da, da. Ia să vedem. Hai. Ăla-i. Ăla-i, ăla-i. Foarte frumos e prietenul tău, îmi place de el. Ei, merge foarte bine. De când am adus, o îngrășat foarte tare. A fost mai slăbuț? Nu a fost așa bine căutat, că... Lasă-l așa. De unde l-am cumpărat, a avut băiatul nouă caia. Păi, nouă nu se țin ca și unul. Și apoi ce cai ai mai avut? Ce frizian, el e pe frizian, băiatul. Și când îți aduci un frizian? Să vedem acum. Următorul aia aș vrea să-mi iau un frizian, acum nu. Da, frumos a fost frizianul la care l-ai avut. Am găsit unul mai. Și? Și? Să vedem că nu ne putem înțelege la bani încă, dar nu să știu. Cum e cu frizianii? Scumpi așa-i? Sunt foarte scump. Dacă vrei cald de calitate, trebuie să scoți bani. Aha. Trebuie să scoți, măcar dublu față de unul de ăsta. Aha. Nici la dublu nu te...
Și apoi te duci frumos cu mașina ta, pac, pac, a? Avem cu remorcă. Nu prizeam bun, bunicel, așa ne începe de la 6-7 mii de euro. Și ce trebuie să facem noi? Când mă duc eu cu, când mai duc eu, dacă mă mai duc cu Emma în străinătate sau cu Dragoș, să fii cu noi. Și apoi... Ar fi rău să... Sau am eu un prieten în Germania, am auzit? Da. Numai nu știu când, ce și cum, știi? Ar fi rău să reușesc să-mi fac un pic de cunoștințe și pe dincolo, că nu, păi... altui prețul, sau și dacă îl cumperi la banii ca așa aici, dar măcar când nu au fost între atâtea mâini, altfel e căluțul, nu. Adică? Când n-are atâția proprietari, știi? Nu e bine să aibă așa mulți proprietari? E bine, să umle zvonul, oamenii sunt foarte invidioși, Cristinel. Și? Păi nu vezi că dacă zice... vrei să trăiești și tu bine... Intră mașină, rapide. Dacă vrei să treci bine, bagă strâmbe, că e defect, că e nu știu ce. Aia, dar când o fă la ea, nu fă defect. No, bine, dar asta e de când lumea. Aha. Sau că e scump calul, se le dă. Acum, no, fiecare. Problema e că mulți ar vrea să cumpere ieftin și să vândă scump, știi? Ha? Nu? Sau nu este putere și atunci, în loc să zic oamenii că nu-și permit, bagă strâmbe, că bag... ce trece că e scump, da? Nu cred că sunt cai scumpi. Nu, nu. E că nu ai destulă putere financiară să cumpere. Aha. Dar nu înseamnă cum. Trebuie munci mai mult sau cum? Păi acum depinde, din muncă este mai greu. Aha. Trebuie să ai răbdare și să nu fii invidios pe altul care a reușit. Așa? Vedeți că e singura variantă. O, dacă am băgat de vină la tăți care au cai, cai scump și frumos, ce-ar fi? Nu? Da. Hai. Hai, mă. Hai. Cu tocul zăbălută tot dat căpăstru? Nu, fără. Ha? Fără. Fără zăbăluțe și fără clopoței. Eu i-am pus clopoței. Aha. Da, așa țin la lucrurile astea, știi, când primești ceva cadou, pentru că de-aia nu le-am tăiat, că altfel le tăiam, că nu-mi place, dar prefer să-l las întreg. Poate vine peste vreo 10 ani la mine și-l vede, ce zice? Tu zici că s-o uscat alea și-o căzut jos. Da, da, da. Ha? Nu poți zici să le tai, dar nu le tai. Dar ce zici, s-a așează zăpada între ceasuri aici, la voi, la somn și cu cald? Ha? Nu. E frumos aici, te-ai dat pe lacul ăsta cu barca vreodată? Da, dar pe aici nu o vară, m-am dat cu barca, cu de toate. Când o să te mai vii să te dai cu barca? Da, păi, trebuie să vorbim cu Alex, că el are barca. Și... Bun, no, facem și vorbim cu el, că am văzut că are barca. Da, păi el mai vine pe aici. Ha? El mai vine pe aici. Poate ne răsturnăm cu barca în Panama. Știm? Poate ne și răsturnăm cu barca. O, să fac griji. Știm în nota, știi să nu-ți? Știu să nu. No, pe atunci... Nu am un prieten, mă, și a venit cu ăla, mă, cu motorița de apă. Cu jet ski? Ia. Yeah. Face noapte, dau o tură, bine, zic. Băi, omule, când a trecut unul cu o altă barcă cu motor, bă, s-a ridicat valul, de-am crezut că zbor de pe bărcuța lui ăsta, mă. Nu, m-am ținut, mă, omule, de el, mă, ca de copac. Îți dai seama. Dar vreau să zic că aia prima dată când m-am dat cu el, poate știți tu pe băiat. Victor îl cheamă. Da, dar cum să nu-l cunosc? Na, așa, păi Victor a zis, hai, Cristi sus. Victor a locuit în cartierul în care am locuit, în cartierul în care am locuit. Păi el e pasionat de așa ceva. Ha? El e pasionat de bărci, de, no, cum suntem noi cu cai. Așa, așa. Deschiuri cu mașini. Mașini, avioane, are o mașină puternică. Fiecare cu pasiunea lui, știi? Costisitoare sau mai puțin costisitoare. Da, de acum. Ai pasiuni costisitoare, trebuie să muncești mai mult să faci bani să... Le întreții, nu? Nu e o variantă, dacă nu, este. Te uiți la... Nezola toată lumea. Te uiți la pasiunile lui alții sau cum? Nu e chiar așa, mă, pe ăștia invidioși, pe ăștia nu-i lasă Dumnezeu, pe ăștia n-au vreme să da. Uite la ale lor. E, da, cunoști așa mulți? Da, sunt mulți, mulți. Ha? Mulți. Și pe lângă tine? Păi aici nu prea, că eu nu prea am vecini. Da, dar zic așa, dar ai simți tu și-i vezi tu, da, bineînțeles. Oamenii ăștia care te bagă de... Am un general, mă refer aici la în domeniul cailor, despre ce vorbim. Așa. Că dacă zi orice, mă, să păghi, găsesc, mă, repede. Defecte? Să bage de vină, de... A, da. Dar calitățile le știu oare? Da, le bagi. Dar trebuie să cunoști calitățile la cai. Cristinel, sincer să spun, un cal de ăsta de agrement, cum e ăsta, asta să vin de la un om care e pasionat, care
lasă-l călărească, nici nu-i curios. E calul lăsat pe picioare sau alte chestii. Sincer. Sau frizeanul ce l-am vândut, la fel. Cine? Cine crezi că s-a uitat la așa ceva? Aha. Fii atent, Robert, să lasă tare vremea. Vreau să... Auzi, vreau să te salut. Îți mulțumesc tare mult că te-ai întors înapoi. Salut, dragule. Multă sănătate și fii atent. La fel îți doresc și eu îți mulțumesc că ai venit. Ești, intră în locul. Grijă ține încolo, du-te către mașina. Multă sănătate. Ne auzim, ceau, hai.